Bună ziua, dragii mei, bine v-am găsit la un nou episod din Industria Alimentară. Astăzi vom vorbi despre NPM, prelucrarea sângelui, confiscatelor și deșeurilor. Să începem. Articolul numărul 1. Colectarea sângelui se va face în instalații speciale sau un tăv de aluminiu, iar transportul la locul de prelucrare în bidoane închise ermetic în perfectă stare de curățare. Articolul 2. Substanțele utilizate pentru conservarea sângelui vor fi folosite, manipulate și depozitate numai de câte persoane speciale instruite pentru această operație. Articolul numărul 3. Defibrinatorul utilizat pentru desfacerea cheagurilor de sânge și separarea fibrinei va avea organele în mișcare prevăzute cu aparatură de protecție. Articolul numărul 4. Separatorul de albumină se va demonta pentru spălare sau reparare numai pe oprire. Articolul numărul 5. Instalațiile și aparatura electrică din secțiile fabricarea făinii furajere și în special din depozite și săli de ambalare vor fi încasate pentru a preveni formarea scânteilor, cum ar putea duce la aprinderea prafului organic. Articolul numărul 6. Secțiile pentru prelucrarea sângelui vor fi ventilate natural sau mecanic. Articolul numărul 7. Încărcarea făinii de sânge în saci se va face numai după rălăcirea acesteia. În timpul introducerii făinii de sânge în saci, muncitorul va purta mască de tifon pe gură și nas. Articolul numărul 8. Transportul confiscatelor și deșeurilor de abator pentru prelucrare se va efectua în incipiente cu capac cu ajutorul cărucioarelor, electrocarelor sau cu alte mijloace corespunzătoare. Articolul numărul 9. La descărcarea și depozitarea confiscatelor sau deșeurilor vor fi folosite unelte corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor prin rănire. Manipularea confiscatelor se face numai cu mănuși industriale cauciuc, iar pe manipulare vor fi dezinfectate în mod obligatoriu mâinile. Articolul numărul 10. Încărcarea confiscatelor și deșeurilor în autoclave se va face cu ajutorul macaralor, a căror stare de întreținere va fi verificată zilnic de mecanicul desemnat în acest scop. Articolul numărul 11. În camera pentru depozitarea deșeurilor va exista în permanență un vas cu o capacitate de circa 100 de litri, soluție dezinfectat, care se va folosi după spălare la dezinfectarea pavimentului în timpul și a terminarea programului de lucru. La intrarea în depozit se va amenaja un loc cu soluție dezinfectată prin care, în mod obligatoriu, va trece căruciorul, electrocarul sau celelalte utilaje de transport a deșeurilor și confiscate. Articolul numărul 12. Concasorul de oase va funcționa obligatoriu cu gura de alimentare acoperită pentru a evita accidente ce pot fi provocate de așchile și oasele aruncate de valțuri în timpul zdrobirii. Încărcarea concasului se va efectua mecanic. Articolul numărul 13. Confiscate și deșeurile fărmițate vor fi transportate la gura de alimentare a cazanului distructor mecanic folosind electropalanul, macaraua, cupa mecanică sau alt sistem mecanic. Grenajele acestora fiind îngrădite cu apărători de protecție. Articolul numărul 14. Capacul gurii de alimentare a distructorului va fi perfect tans. Închiderea și deschiderea capacului se vor executa numai de mecanicul de o tură după scăderea presiunii manometrului fiind la zero. Jinecurile vor fi acoperite. Se interzice desfacerea capacului când distructorul se află sub presiunea șurubului. Articolul numărul 15. Autoclavele pe cum și cazanele instructoare vor avea aparate de măsură și control, dispozitive de siguranță vor fi supuse controlului periodic al metrologiei. Articolul numărul 16. Camere depozitare a deșeurilor și confiscatelor la concasuri sau moară de măcinat oase, autoclava și distructoarele vor avea asigurată eriserea naturală corespunzătoare sau instalații mecanice ventilației pentru a înlătura nocivitățile ce se formează. Instalația de ventilație mecanică trebuie să realizeze anularea nocivităților chiar la locul de muncă. Se vor prevedea instalații de captare a prafului provenind din măcinarea oaselor sau de la ambalarea făinii furajere. Articolul numărul 17. Instalațiile electrice ale utilajului folosit trebuie să fie legal anulul de protecție și la pământ. Articolul 18. Curele de transmisie și, în general, toate piesele mișcare vor fi prevăzute cu apărători metalice de protecție. Nu se vor pune curele pe șaibe în timpul mersului. Articolul 8. 19. Colectarea și ambalarea făinii furajere se va face direct în saci prin guri etanșe pentru a evita răspândirea prafului încăperi de lucru. În timpul colectării și ambalării făinii furajere, muncitorii respectiv vor purta mască de tifon pe gură și nas. Bun, dacă v-a plăcut acest videoclip, dați like. Dacă nu v-a plăcut, dați dislike. Dacă vă place un pic mai mult, abonați-vă. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Eu sunt Virgil, vă salut. Vă doresc o zi cât mai frumoasă și ne vedem cu bine data viitoare.